Nu m-aș fi așteptat niciodată ca soacra mea să-mi spună așa ceva în față. Sigur, știam că relația mea cu Galina Filipescu nu era tocmai caldă, dar nu în asemenea măsură. Asta a fost ultima picătură pentru mine. I-am spus tot ce gândeam cu adevărat despre ea. Andrei, vreau să-mi vizitez părinții, mi-e atât de dor de ei. Îmi aplicam cremă pe mâini și încheieturi înainte de culcare. Ce e cu voi toți care vreți să mergeți undeva? A mormăit el ca răspuns. Cine sunteți voi toți? Mi-am ridicat sprâncenele surprinsă. Ei bine, și mama mă tot bate la cap. Vreau să merg la mare, vreau să merg la mare. Am zâmbit, dar nu am spus nimic. Relația mea cu soacra mea era departe de a fi prietenoasă. Galina Filipescu era convinsă că nu eram cea mai bună alegere pentru fiul ei. Era singurul ei copil, iar ea mă vedea ca pe cea care i l-a luat. Avea mereu impresia că sunt în competiție cu ea pentru atenția fiului ei, convinsă că nu știu să am grijă cum trebuie de Andrei. Așa că, din când în când, apărea la noi acasă și se purta total nepoliticos. Deschidea frigiderul și scotocea prin oale, comentând ce pregătisem pentru băiețelul ei. Se plângea de praful din casă, chiar dacă tocmai făcusem curățenie. Cel mai rău era când se urca pe un scaun și își trecea degetul peste partea de sus a tocului ușii, căutând praf. Recunosc, nu mi-a trecut prin cap să fac curățenie acolo, iar ea a avut grijă să mă certe pentru asta mult timp. Era obsedată de curățenie. Vorba ei, toaleta este reflexia gospodinei, era ceva de care nu puteam să râd decât atât de mult. Din moment ce eu și Andrei nu aveam copii, amândoi eram mai mult ocupați cu munca, așa că nu prea aveam ce să stricăm în casă. Odată pe săptămână, sâmbăta, făceam o mare curățenie. În timpul săptămânii, făceam doar lucrurile de bază, spălam vasele, curățam bucătăria și holul și spălam rufele. Andrei chiar încerca să ajute, dar majoritatea treburilor casnice, desigur, îmi reveneau mie, ca femeie. Galina Filipescu se supăra pe faptul că Andrei mă ajuta cu treburile casnice. De ce s-a mai căsătorit, Lena, dacă va spăla vasele seara, după o zi lungă de muncă? Întreba ea. Galina Filipescu, nu te băga în relația noastră. Suntem în secolul 21. Și eu muncesc și obosesc. Ce e rău dacă soțul meu mă ajută în casă? Ea-și țuguia buzele, dar mai mult tăcea, încercând să nu escaladeze lucrurile și mai mult. Venisem în acest oraș acum 10 ani. Părinții mei au rămas în nord, într-un sat mare. Visaseră ca eu să merg la universitate într-un oraș mare și am reușit din prima încercare. Am absolvit cu onoruri o prestigioasă facultate de medicină și am început să lucrez ca medic de familie. Îmi plăcea meseria mea și câștigam suficient de bine lucrând atât într-o clinică privată, cât și într-una publică. Acest lucru mi-a permis să trăiesc confortabil și să mă ajut părinții și fratele mai mic. Fratele meu mai mic urma să termine școala peste 2 ani și plănuia, de asemenea, să se mute în oraș pentru facultate. De la terminarea facultății de medicină, mi-am vizitat părinții doar de 5 ori și mi-era foarte dor de ei. Oricât de mult m-aș fi acomodat cu viața la oraș, chiar și după ce m-am căsătorit, tângeam după taigea sălbatică, după fructele de pădure nordice, după mirosul și cerul unice din țara mea natală îndepărtată. Timp de 6 luni am economisit pentru această călătorie la părinții mei. Soțul meu știa despre asta și nu a obiectat. Ne-am cunoscut când a venit să mă vadă pentru o consultație medicală. I-am scris o recomandare și, după aceea, m-a invitat în oraș la cină. Am fost de acord, fără să știu unde se va ajunge. După cină, am făcut o plimbare lungă, vorbind și râzând. Am realizat curând că ne plac aceleași filme, cărți și chiar muzică. 5 luni mai târziu, Andrei m-a așteptat cu flori și un inel, fiind acum iubitul meu. Nu mă așteptam la asta și, la început, am fost luată prin surprindere. Mi-a spus, dacă spui da,
te voi purta în brațe pentru tot restul vieții mele. Aproape că am glumit că aș fi o sarcină grea, dar nu am făcut-o. Am dat doar din cap, copăleșită, cu lacrimi în ochi. Ne-am înregistrat căsătoria la cel mai apropiat oficiu de stare civilă și am sărbătorit în liniște cu un mic grup de prieteni. Mama nu a putut veni pentru că era bolnavă, dar tatăl și fratele meu au fost acolo. Tata a plâns când m-a îmbrățișat înainte să plec. Galina Filipescu a apărut doar pentru înregistrare, arătând ca un nor de furtună. După ce mi-a oferit un felicitări isec, a plecat și nu am mai auzit de ea timp de 2 săptămâni. Dar apoi a venit să-mi dea lecții despre ce ar trebui să gătesc pentru fiul ei drag. După nuntă, ne-am mutat în apartamentul meu. Când am absolvit facultatea de medicină, bunica mea a murit. Banii obținuți din vânzarea casei sale mari din nord au fost puși la dispoziția mea pentru o locuință proprie, deoarece îmi întemeiasem o familie. Tata a insistat asupra acestui lucru, iar mama a fost de acord. Așa am ajuns să cumpărăm un apartament spațios cu 2 camere la un preț bun, chiar mobilat, deoarece foștii proprietari se grăbeau să se mute în străinătate și voiau să vândă repede. Am fost încântați de noua noastră casă. Gândul de a lua un credit ipotecar ne speria, iar închirierea te făcea întotdeauna să te simți ca și cum nu ți-ai fi găsit locul. În propria noastră locuință, puteam să renovăm cum doream, să cumpărăm mobilă nouă și să îmbunătățim aparatele. Am fost norocoasă că Andrei, deși a crescut fără tată, știa să facă multe lucruri. Fratele mamei sale, care avea 4 fii, le-a învățat aceste abilități și a fost bucuros să îi le transmită nepotului său. Așadar, am tapetat singur locul. Andrei a așezat gresia la fel de bine ca orice profesionist și chiar a înlocuit țevile vechi cu unele din plastic, fără prea multe probleme. Acolo unde am putut, am adăugat și eu accent de confort. În curând, pervazurile ferestrelor au fost împodobite cu gerani veseli și cactuși zburdalnici. Covoarele au fost așezate pe podea și chiar am brodat chiar eu covorul de pe canapea. Copiii nu făceau parte din planurile noastre pentru moment. Andrei nu abordase subiectul și nu era dornic să-și asume o asemenea responsabilitate. Dar să trăim toată viața fără copii mi se părea o perspectivă tristă. Speram că într-o zi se va răzgândi. Plănuiam să abordez subiectul de a avea un copil după ce mă întorceam de la părinții mei. Economisisem suficient pentru călătorie și cadouri pentru familia mea. Vacanța mea era peste o lună și îl informasem deja pe soțul meu că voi merge să-mi văd părinții. Andrei spusese că nu va putea să-și ia liber, dar că îi va fi dor de mine și că va aștepta întoarcerea mea. La prânz, așa cum se întâmpla adesea, Galina Filipescu a apărut neinvitată. Soarele strălucea puternic, iar razele sale se încurcau în crengile bătrânului și întinsului sorb din fața ferestrei noastre. După ce am salutat-o, am îmbrăcat repede o haină ușoară și m-am dus la magazin să iau ceva pentru ceai. Ca întotdeauna, a venit cu mâna goală. La jumătatea drumului prin curte, mi-am amintit brusc că uitasem portofelul. M-am întors repede și m-am grăbit spre apartament. A fost un lucru bun că mi-am amintit înainte de a ajunge la magazin. Deschizând ușa în liniște cu cheia mea, am auzit imediat vocea soțului meu. Du-te și odihnește-te, mamă! De atâta timp îți doreai să mergi la mare. Oh, scumpule, îți mulțumesc foarte mult pentru bani. Îți sunt atât de recunoscătoare. Cine altcineva ar avea grijă de mama lor ca tine? Nu exista nicio îndoială, Andrei finanțase cumva călătoria mamei sale. În ultimele 6 luni, tot ce auzisem fuseseră plângeri despre problemele lui la serviciu. Au avut loc concedieri în masă, iar celor care au rămas li s-au redus orele, salariile și beneficiile. El aducea acasă din ce în ce mai puțin, dar nu i-am reproșat niciodată nimic, înțelegând cât de greu îi era deja lui Andrei. Dar de unde ar fi putut face rost de bani pentru călătoria mamei sale la mare? Oh, nu contează, spunea el. Cârcotașa aia va câștiga oricum mai mult, în timp ce tu te duci și te distrezi, mamă.
comentariul cu țicălitoarea. Pentru asta avea să răspundă. Am intrat direct în bucătărie, unde soțul meu stătea de vorbă cu mama lui, și l-am întrebat direct, deci, de unde ai găsit fondurile pentru mica ta vacanță? A început să mormăie ceva incoerent, dar nu m-am obosit să-l ascult. Suspiciunea mea m-a dus direct la dulapul în care țineam cutia cu banii pe care îi strânsesem timp de 6 luni, pentru călătoria mea la părinții mei. Le spusesem deja că vin. Cea mai mare parte a banilor dispăruse. Furia mi-a întunecat vederea. Cum ai putut să-mi iei banii? Nu mi-am mai văzut părinții de aproape 2 ani. Am economisit pentru asta. Lacrimi de furie și durere mi-au dat în ochi. Dă-mi înapoi fiecare bănuț. Acum. Lena, nu pot. Mama a plătit deja pentru excursie, biletele sunt cumpărate, hotelul e rezervat. Îți dau banii înapoi mai târziu, promit. A economisit pentru o călătorie ca să-și vadă părinții. Nu-ți face griji, dragă, vei economisi mai mult. Eu plec în vacanță, a intervenit soacra mea cu aroganță. M-am întors spre bătrână, cu furia arzând în ochii mei. Pleacă din casa mea și să nu mai pui niciodată piciorul aici. Și tu la fel, am spus, uitându-mă acum la soțul meu. Împachetează-ți lucrurile și ieși afară. Soacra mea a încercat să protesteze, casa asta aparține și fiului meu. Nu aveți niciun drept. Serios? Am ripostat. Apartamentul a fost cumpărat înainte de nuntă și este pe numele meu. Ar trebui să chem poliția? Atunci putem vorbi despre furt. Galina Filipesu, vizibil zguduită, a plecat supărată. Andrei, aruncându-și în grabă lucrurile într-o geantă, a urmat-o afară. M-am prăbușit pe canapea, copăleșită de tristețe și trădare. Tot ce voiam era să mă duc acasă la părinții mei, ca un copil. Îmi lipsea atât de mult frățiorul meu. Nici în cele mai nebunești vise ale mele nu mi-aș fi putut imagina că omul în care aveam încredere, propriul meu soț, mă va trăda astfel. I-am trimis repede un mesaj lui Andrei, spunându-i să nu îndrăznească să se întoarcă. A doua zi, am încercat să-mi iau gândul de la ceea ce se întâmplase și să găsesc o soluție. Nu voiam să iau un împrumut, dar nu puteam suporta nici gândul că voi rata această călătorie la părinții mei. Timp de 3 zile, m-am gândit ce să fac. Nu le spusesem încă nimic mamei sau tatei. Sâmbătă dimineața, a sunat soneria. Eu încă dormeam, dar Andrei stătea la ușă cu un buchet imens de crizanteme albe. Știu că ești supărată pe mine, iubirea mea, dar am venit să-ți dau banii înapoi. Mi-a întins un plic. Am clipit confuză, acum complet trează. Ei bine, sper că mă vei ierta. Totul va reveni la cum a fost. Îți vei vizita părinții, te vei întoarce, iar eu te voi aștepta. Lena stătea în pragul ușii, uitându-se la Andrei cu buchetul și plicul său. În ciuda scuzelor lui, ea știa că încrederea fusese iremediabil ruptă. Andrei, apreciez că ai returnat banii, dar nu este vorba doar de asta. Mi-ai trădat încrederea. Ai pus dorințele mamei tale mai presus de sentimentele mele și de planurile mele. Nu pot ierta o asemenea trădare. Trebuie să ne despărțim. A implorat Andrei, încercând să o convingă să se răzgândească, dar Lena a rămas fermă. Și-a scos verigheta și l-a rugat să-și ia restul lucrurilor. În săptămânile următoare, mama lui, Galina Filipesu, a continuat să o sune, uneori implorând-o pe Lena să nu despartă familia, alteori acuzând-o de egoism. Dar Lena s-a ținut tare și, în cele din urmă, i-a blocat numărul. Divorțul a decurs relativ ușor, deoarece apartamentul era pe numele Lenei. Lena a mers în vizită la părinții ei, petrecând timp pentru a-și restabili echilibrul emoțional. Întoarsă în oraș, Lena s-a aruncat în munca ei. Deși prietenii încercau să îi prezinte noi parteneri potențiali, Lena nu se grăbea să înceapă o nouă relație.
experiența cu Andrei lăsase o cicatrice adâncă, iar ea intra să aibă din nou încredere într-un alt bărbat. În schimb, s-a concentrat pe cariera ei. A început să economisească pentru visul ei de lungă durată de a-și deschide propria clinică privată. Încet, dar sigur, Lena a găsit un nou sens în viață. Deși gândul la o nouă relație încă o neliniștea, nu excludea posibilitatea de a întâlni pe cineva demn în viitor. Pentru moment, Lena era mulțumită de independența ei și de noile obiective pe care și le stabilise. Vă rog să-mi spuneți ce părere aveți despre această poveste în comentarii. Dacă ți-a plăcut, ți-aș mulțumi pentru susținere cu un deget mare în sus. Nu uitați să vă abonați la canal. Aveți grijă și fiți fericiți!